Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a votat în această dimineață, puțin după deschiderea secțiilor de votare la școala gimnazială din Vânju Mare. Șeful PSD Mehedinți a declarat că a votat cu încredere că după un an dezastruos la nivel economic și social, este momentul să îndreptăm lucrurile și a îndemnat pe oameni să se protejeze. La ora 7:30, președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a votat la Vânju Mare, acolo unde are domiciliul și unde votează la fiecare tur de scrutin. S-a interesat de modul în care decurge procesul de vot și a făcut apel la cei care merg la urne să se protejeze și să folosească șansa pe care o au românii astăzi pentru a repune România pe drumul cel bun. Am votat cu încredere că după un an dezastruos la nivel economic și social, este momentul să îndreptăm lucrurile. Avem această posibilitate dacă astăzi alegem echipa care a pus România și cu alte ocazii pe drumul cel bun, echipă care are soluțiile pentru a îndrepta lucrurile după un an dezastros. Îi îndemn pe mehedințeni să iasă la vot, să se protejeze și să ne protejăm cu toții, deoarece ne-au arătat în ultimul moment că nu pot face nimic de fapt pentru viața noastră, pentru viața familiilor noastre. Multă sănătate tuturor! În prima parte a zilei, județul Mehedinți se află pe primul loc în ceea ce privește prezența la urne.